Departe, cel mai curajos show al verii, Splash, vedete la apă. De startul distracției, noul sezon, ce va avea premiera pe 1 august de la ora 20:30 la Antena 1. Foarte multe vedete au acceptat provocarea de a-și depăși limitele și de a-și înfrunta fricile. Iar lupta în cel mai mare show din această vară le demonstrează că pot face ceea ce nici prin gând nu le-a trecut până acum. Aflăm însă mai multe detalii de culise chiar de la Iulia Albu, care este în legătură directă cu noi. Iulia, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Genina, și bună ziua telespectatorilor voștri. Așadar, spuneam că mâine are loc premiera. Vreau să știu de la tine la ce ar trebui să ne așteptăm în acest nou sezon. Cred că singurul lucru la care nu ne-am așteptat nici noi ca jurați a fost simplu, neașteptatul. Faptul că fiecare ediție este în sine o ediție specială și aduce nume atât de sonore, iar lucrurile care se întâmplă acolo sunt cu totul peste ce ne-am așteptat cu toții să fie, cred că vor face ca toată lumea să rămână țintuită în fața televizorului, pentru că nu vezi în fiecare zi așa ceva. Este deja al treilea sezon în care am onoarea să particip ca membru al acestui juriu și pot spune cu mâna pe inimă că este cel mai surprinzător dintre toate. Așa este, sunt foarte multe surprize în acest nou sezon. Vreau să știu ce emisiune invitată ți s-a părut ție a fi cea mai competitivă în show. Știi cum este o vorbă, că de unde nu te aștepți, de acolo o sare. Efectiv, cred că și pentru că noi ne-am gândit că după prima ediție, cea dedicată campionilor, care au fost la niște cote inimaginabile, nu mai putem să fim surprinși, ediția cu Insula Iubirii, cred că ne-a trezit pe toți cumva la o altă realitate, pentru că acei oameni sunt cu totul diferiți față cum îi percepe publicul în cadrul proiectului sau față de cum îi percepeam noi ca jurați. Au fost extrem de competitivi și au dorit foarte, foarte mult să reușească și chiar au fost niște persoane de la care și noi am avut ceva de învățat și sunt sigură că și telespectatorii vor avea. Abia așteptăm să vedem, așadar, foarte multe noutăți și surprize. Vreau să știu și cum a fost atmosfera la filmări. Noi ne distrăm foarte bine la filmări. În primul rând, pentru că suntem atât de diferiți și cumva, neavând foarte multe lucruri în comun, tot timpul avem ceva de discutat și de învățat unii de la ceilalți. Și faptul că suntem toți persoane care lucrăm de mult timp în televiziune, cu excepția Clarei, care a fost o surpriză extraordinară pentru mine încă de sezonul trecut, faptul că venim din medii diferite, cumva, este o plăcere mereu să ne întâlnim. Iar anul acesta chiar am avut o mică modificare a echipei, pentru că a intrat și Ana în ecuație, pe post de coprezentator, și chiar și a fost o surpriză foarte, foarte frumoasă. Este un om deosebit și chiar mă bucur că iată este alături de noi în acest proiect. Și sunt sigură că formați o super echipă acolo și o să vedem asta și în fața camerelor, dar sunt sigură că se vede și în spatele camerelor. Spune-ne cum ești tu în calitate de jurat, Iulia. Eu sunt acel jurat intransigent, dar care are mereu ceva de spus, puțin diferit de ceea ce spun ceilalți. Asta vine și din faptul că, așa cum am spus, suntem foarte, foarte diferiți și oricum nu și-ar dori nimeni ca într-un juriu fiecare persoană să repete, să repetăm tot ceea ce au spus cei de dinainte. Și cred că echipa noastră, prin faptul că acum îl avem pe Nathan Ticu printre noi, are o dinamică foarte, foarte frumoasă, de care sunt sigură că telespectatorii, pe care sunt sigură că telespectatorii o vor identifica din prima, este faptul că noi glumim, noi râdem unii de ceilalți și uneori chiar și de noi înșine, fără să ne supărăm, ceea ce este rar, și mai ales că avem un scop comun, noi suntem acolo ca o mare familie. Iar așa cum am mai spus de multe ori, Splash este un show pozitiv despre o stare bună de spirit și din care înveți lucruri. Este un show în care îți poți spăla o imagine, este un show în care îți poți construi o imagine și pentru că lucrurile sunt atât de bune și pozitive,
Nu cred că avem cum să producem altceva în mintea telespectatorilor decât o stare de bucurie și nerăbdarea de a vedea ce se întâmplă în următoarea ediție Splash Vedete la apă. Suntem extrem de nerăbdători să vedem tot ceea ce se întâmplă. Îți mulțumesc tare mult, Iulia, pentru această intervenție și pentru că ne-ai dat toate aceste detalii de culise. Așadar, pe 1 august, pe Antena 1 de la ora 20:30, are loc premiera noului sezon Splash Vedete la apă. Ați văzut foarte multe surprize, așa că fiți cu ochii pe ei. Mergem acum...